din lipsă de spațiu, ne-am gândit unde o să-i punem pe copilași începând din anul trecut școlar. Făcând o vizită la o școală gimnazială din mediul rural, am văzut amplasate astfel de clase modulare și atunci am zis se poate și în Timișoara. Anul trecut școlar, 6 clase, 4 de clasă 1 și 2 de clasă a 2-a și-au desfășurat cursurile de dimineață de la 8 la 12 în aceste spații. E primul an în care învață în clasele astea modulare. Sper să fie în regulă. Le-ați văzut? Le-am văzut, arată bine. Nu sunt obișnuit, eu sunt pe vechea formulă, în clasele, în școală, cu clasele mari, 30 de copii. Alea mi se par mie mai în regulă. Foarte ok, a fost și clasa a întâi aici, acum este clasa a doua, sunt încălzite, sunt curate pentru fete, e liniște, sunt copii numai ei de vârsta lor, e foarte curat și foarte ok, nu i-o deranja nimic, e foarte frumos. Altcineva, un singur cuvânt, da, care ne-a marcat vacanța. Hai, Alessia! Nu există nicio diferență între sălile de aici și sălile normale de clase, pentru că le spun sălile container, dar sunt la fel. Ba mai mult, dotările sunt foarte bune, totul este nou, de la mobilier, tablă smart, tablă albă, climă, laptop, imprimantă, toate puse la dispoziție de către conducerea școlii noastre. Mie îmi place că învăț în module pentru că cumva te simți că înveți în aer liber, că ai acolo peisajul cu terenul de sport, cu copacii. Îmi place foarte mult aici, avem multă lumină și da, e cam mai mare clasa decât cealaltă, mai mult că erau mai înghesuite băncile pentru mine. Și se pregătește Ana. Ana, te pregătești?